Aveți casă la Nistru? Avem casă, e în Vădulă Modă, strada 211. Casa e situată pe malul, malul Nistrului. Eu de când mă țin minte, când casa a fost construită, malul nu era abrupt, era departe, era drept. Însă, de la 3 ani de zile, eu de acum, de când eu țin minte, pe malul Nistrului, la fiecare localitate, cel puțin la Creulene în jos, până la Dubăsare Vechi și mai departe, erau pus, eu nu știu cum se numesc, modernești zem snareadă. Instalații pe Nistru, care scoteau nisipul, oho, prundișul. Și de la asta s-a lărgit? Ciocana nu era, s-a construit. Aha. Și a ajuns până la casa dumneavoastră. Da, da, da. Și timp de... Eu de acum eram student, era încă lucram. Era ATB. ATB, adică coloană de mașini, care ziua și noaptea, de la toate stațiile, care punctele este, fiecare localitate, cărau spre oraș. Orașul s-a construit, Chișinăul s-a construit, nisipul. Bine, lasă construiască, dar să nu vă distrugă casa. V-ați adresat primăriei, Chișinăul, Vădul Vodă. O scos ei, din anii 60, cel puțin până 85, cel puțin. După și după independență, genere s-a lichidat. Doamne, trebuie să întărească malul, să obligați autoritățile. V-ați adresat sau nu? Ui. Primăria Vadul Vodă, primăria Chișinău. Poate chiar și la guvern. Nu am fost eu. Mama era singură acasă și eu propus apartamentul, au spus că eu locul de casă. Și mama a refuzat. Nu, oamenii, pe urmă dat la oameni, pe judecat au câștigat și le-au lăsat și la terenul pe care au rămas și apartamentul. Adică să nu trăiască acolo, dar să aibă grădina. Primăria locală a amânjit-o, da. Am înțeles. Și de asta au refuzat. Mama a refuzat, fiindcă era bătrână, nu cunoștea lucrurile. Dar să vă spun că eu am scos prundișul, până a rămas scoici. Într-aia în apă stăie picioarele, dar când nu era scos, erau insulețe din nisip pe Nistru. Eu țin minte, eu de micuță, de micuță, mă scaldam acolo. Te uitai că așa vedeai picioarele. Fundul era apa curat. Fundul mierii. Apa curată, noi beam apă din Nistru. Noi și acum beam apă din Nistru, tot Chișinău, dar prelucrată, da. Chiar noi beam apă, era într-o tăi de curată. Pe urmă, după ce s-a terminat, este, s-a prăbușit undeva, este la noi pădure, un puternic și alunicare de teren. Acum până la casă, 3 metri, casa crapă, pârâie noaptea. Eu și să fac, mi-e frică, eu nu am, nu mă duc, eu mă locuiesc. Zic să vă adresați în scris la ambele primării, poate chiar și la guvern. Să vedem care prima se implică. Nu, eu mă adresez la guvern. Primăria știe situația, nu are rost. Pastor, eu vreau indirect la guvern să mă adresez ecologie, îmi pusim pentru că de-am așteptat să formeze nou guvern, că acum nu știm cât ați fi fiindcă, asta. Fiindcă într-atât pământul se duce când plouă, dar eu simt poartă, portiță. Când se strânge, merge greu, e spartă, da? Se deformează. Când, da, se deformează, da, și e destul de des. Eu spuneam, băiat, când era acasă, uite, iar s-a mărit, iar s-a micșorat, iar s-a așează, dar și se vede, dar și strașnic. Casa e crăpată, nu are rost, eu încep cu reparația, nu are rost să prelungesc, înțelegeți? Nu are rost. Dar unde să locuiesc eu, ce să fac? Acolo sunt scrise eu, e scris copilul meu. De acord. Noi acolo locuim. Am înțeles.